Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, am început Sfânta Liturghie din această a doua duminică a Postului Mare cu rugăciunea zilei, rugăciunea care deschide celebrarea liturgică, și am cerut Domnului acest har, ca ascultând de Mântuitorul, luminați de Cuvântul lui Dumnezeu, să purificăm privirea noastră interioară pentru a putea contempla și noi chipul lui Hristos. Iată, purificarea privirii noastre interioare. Timpul Postului Mare este, de fapt, un timp de purificare, un timp de convertire. Ne purificăm interior, ne purificăm gândurile, atitudinile, comportamentul nostru, purificăm relația noastră cu Dumnezeu în lumina Cuvântului Său, pentru ca astfel să putem contempla gloria lui Dumnezeu. Așa cum s-a întâmplat în cazul celor trei apostoli despre care ne vorbește Evanghelia, în acest eveniment important pe care ni-l relatează evanghelistul Luca, și anume schimbarea la față a Mântuitorului. Înainte de toate, am ascultat la Sfânta Liturghie un fragment din Cartea Genezei din Vechiul Testament, care ne vorbește despre prima alianță pe care Dumnezeu o încheie cu Avram. Avram, cel chemat din Urul Caldeii, Avram care ascultă glasul lui Dumnezeu și urmează acest glas în mod necondiționat. Pleacă spre țara pe care Domnul i-o făgăduiește. Și merge, ne spune autorul cărții Genezei, călăuzit de credință. Iată, apare pentru prima dată aici, în Vechiul Testament, acest cuvânt, credință, pe care l-am putea medita și ca o încredere pe care Avram o are în promisiunea lui Dumnezeu. Chiar dacă, să spunem, pentru moment nu vedea condiții concrete pentru împlinirea acestor promisiuni, acestor făgăduințe, privește spre cer și numără stelele, dacă le poți număra, atât de mult vor fi urmașii tăi. Și să nu uităm, Avram este în vârstă, soția sa, Sara, la fel. Apoi, Domnul îi promite țara făgăduită. Iată, și ca semn al alianței, a acestei prime alianțe pe care Dumnezeu o face cu Avram și în care Domnul însuși este protagonistul, are loc acea practică obișnuită în timpul
respectiv sacrificarea unor animale care erau împărțite în două și cei care încheiau alianța treceau prin mijlocul acestor animale sacrificate ca semn al fidelității față de promisiunile făcute. Este interesant, ne spune cartea Genezei, că doar Domnul trece prin mijlocul acestui sacrificiu. Pentru că alianța este inițiativa lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care promite. Și la această promisiune Avram răspunde cu credință. Se încrede în cuvântul lui Dumnezeu. Mult mai spectaculoasă, iubiți frați și surori, va fi noua alianță pe care Dumnezeu o va încheia prin sângele Fiului Său. Noua alianță pe care Dumnezeu o încheie cu poporul Său în momentul în care îl jertfește pe Fiul Său, Iisus Hristos, care se oferă pentru mântuirea noastră. Ce lucru extraordinar este acesta! Iată, de-a lungul istoriei mântuirii, Dumnezeu, în ciuda imperfecțiunilor oamenilor, uneori a celor aleși, în ciuda acestor imperfecțiuni, Dumnezeu rămâne credincios, rămâne fidel. Și această fidelitate a lui Dumnezeu culminează cu alianța noului și veșnicului legământ, care este încheiat prin sângele lui Hristos. Și noi, în această perioadă Apostolului Mare, ne pregătim să celebrăm pătimirea, moartea și învierea lui Hristos. Despre acest eveniment al noii alianțe ne vorbește și Evanghelia, pentru că la un moment dat ne spune Sfântul Luca că pe muntele cel sfânt, pe muntele transfigurării, al schimbării la față, alături de Mântuitorul apar două personaje din Vechiul Testament, Moise și Ilie, reprezentanți ai legii veterotestamentare și ai profețiilor. Și spune Sfântul Luca că aceste două personaje din Vechiul Testament vorbesc cu Hristos și vorbesc tocmai despre ieșirea Lui, despre exodul Lui, despre trecerea Lui Hristos prin pătimire și moarte la înviere. Acesta este exodul lui Hristos. Și prin acest exod, prin această trecere, se împlinește, se consolidează alianța, noua alianță pe care Dumnezeu o încheie cu noi, cu poporul Său, cu poporul noului legământ. Am fost răscumpărați, iubiți frați și surori, prin pătimirea, moartea
și învierea lui Hristos. Și Dumnezeu rămâne fidel promisiunilor sale, pentru că Dumnezeu rămâne mereu fidel iubirii, o iubire necondiționată. Dumnezeu nu trădează niciodată această iubire pe care o are față de noi. Evenimentul, așa cum am auzit în Evanghelie, este precedat de un moment de rugăciune. Ne spune Sfântul Luca că Iisus i-a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și s-a urcat pe munte, s-a retras într-un loc singuratic, pe munte. Motivul acestei retrageri este rugăciunea. Și aici, în acest moment de rugăciune, de comuniune a lui Hristos cu Dumnezeu, are loc evenimentul schimbării la față. Înfățișarea feței lui s-a schimbat, ne spune Sfântul Luca, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare. Iubiți frați și surori, întotdeauna rugăciunea transformă, schimbă înfățișarea omului. Pentru că prin rugăciune noi intrăm în comuniune cu Dumnezeu. Prin rugăciune noi ne așezăm în fața lui Dumnezeu și ne prezentăm în fața lui așa cum suntem, rugându-l să transforme viața noastră de credință, să fortifice viața noastră de credință, să mărească această viață a noastră de credință. Doamne, mărește credința noastră, s-au rugat și apostolii. Doamne, învață-ne să ne rugăm. A fost și aceasta o rugăciune pe care apostolii au adresat-o lui Hristos. Stând în fața lui Dumnezeu și ascultându-l, așa cum vocea Tatălui Ceresc, care a răsunat în acest moment, îndeamnă, ascultați-l. Ascultați-l pentru că El vă vorbește. Ascultați-l pentru că este prezent în aceste momente în care voi intrați în comuniune cu Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă și ascultare. Nu vorbe, nu formule pe care le repetăm uneori cu gândul în altă parte, ci și această capacitate de a-L asculta, de a medita, de a aprofunda evenimente din viața lui Hristos. O devoțiune deosebit de simțită, de iubită de credincioși în timpul postului mare este calea crucii. Pentru că parcurgând, meditând, rugându-ne calea crucii, noi parcurgem acest drum al suferinței lui Hristos. Și meditând aceste evenimente care au însoțit pătimirea, moartea lui Hristos, noi descoperim și aprofundăm iubirea lui Dumnezeu. Redescoperim ceea ce a făcut Hristos pentru noi.
Cu atât mai mult cu cât în lumina credinței noastre știm foarte bine că, iată, calea crucii nu se termină la această stațiune, a 14-a, care este aici. Hristos este așezat în mormânt. Nu. Pătimirea și moartea lui Hristos nu a însemnat un faliment, pentru că aceste evenimente au fost urmate de înviere și Hristos este viu. Este viu în biserică, este viu în Euharistie, este viu în viața noastră. Ar fi frumos, iubiți credincioși, ca în această perioadă Apostolului Mare să încercăm să ne facem timp, măcar din când în când, și să participăm la calea Sfintei Cruci. Pentru că parcurgem drumul suferinței lui Hristos și avem ocazie în această circumstanță, în această împrejurare, să medităm nu atât la suferință, ci la motivul de ce a suferit Hristos pentru noi. Pentru că ne-a iubit. Învățăm să-L ascultăm, să ascultăm ceea ce El a făcut pentru noi. Și în felul acesta ne apropiem și noi de gloria învierii, ne apropiem și noi de transfigurarea noastră și cea de-a doua lectură din scrisoarea Sfântului Paul ne apropie sau ne invită să ne gândim la transfigurarea noastră. Fraților, spune Sfântul Paul creștinilor din Filipii, patria noastră este în ceruri. Pe acest pământ suntem pasageri, călătorim spre patria cerească și știm că acolo Hristos va transforma, va schimba trupul umilinței noastre pe care îl purtăm acum, făcându-l asemenea cu trupul gloriei sale. Transfigurarea noastră. Și noi, prin credință, începem această transfigurare, această schimbare a noastră încă de pe acest pământ. În măsura în care și noi intrăm într-o viață de comuniune cu Hristos prin rugăciune, în măsura în care medităm și îl urmăm pe Hristos pe calea suferinței, a suferinței sale și a suferințelor noastre, știind că va urma învierea, având această credință, așa cum a fost puternică credința lui Avram, că Dumnezeu rămâne fidel promisiunilor sale. Să ne însușim și noi îndemnul Sfântului Paul, fraților, rămâneți statornici în Domnul. Postul Mare este o perioadă în care putem să ne verificăm și statornicia noastră în Domnul. Lăudați să fie Iisus Hristos!